Iov 33. Acum dar, Iov, ascultă cuvântările mele, ia minte la toate cuvintele mele. Iată, deschid gura și mi se mișcă limba în cerul gurii. Cu curăție de inimă voi vorbi, buzele mele vor spune adevărul curat. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. Dacă poți răspunde, apără spicina, fi gata. Înaintea lui Dumnezeu, eu sunt semenul tău și eu, ca și tine, am fost făcuți din noroi. Astfel, frica de mine nu te va tulbura și greutatea mea nu te va copleși. Dar tu ai spus în auzul meu și am auzit sunetul cuvintelor tale. Sunt curat, sunt fără păcat, sunt fără prihană, nu este fără de lege în mine. Și Dumnezeu caută pricină de ură împotriva mea, mă socotește vrășmașa lui. Îmi pune picioarele în butuci, îmi pândește toate mișcările. Îți voi răspunde că aici n-ai dreptate, căci Dumnezeu este mai mare decât omul. Vrei dar să te ceri cu el, pentru că nu dă socoteala fiecăruia din faptele lui? Dumnezeu vorbește însă, când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. El vorbește prin visuri, prin vedenii noaptea, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor. Atunci el le dă înștiințări și le întipărește învățăturile lui, ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile săbiei. Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui, când o luptă necurmată îi frământă oasele. Acum îi este grață de pâine, chiar și de bucatele cele mai alese. Carnea se prăpădește și piere, oasele care nu îi se vedeau rămân goale, sufletul îi se apropie de groapă și viața de vestitorii morții. Dar dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie să o urmeze, Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului, izbăvește-l ca să nu se pogoare în groapă, am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Și atunci carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie, se întoarce la zilele tinereții lui. Se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu este binevoitor, îl lasă să-i vadă fața cu bucurie și dă înapoi nevinovăția. Atunci el cântă înaintea oamenilor și zice, am păcătuit, am călcat dreptatea și n-am fost pedepsit după faptele mele. Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul ca să nu intre în groapă și viața mea vede lumina. Iată, acestea le face Dumnezeu de două ori, de trei ori omului, ca să-l ridice din groapă, ca să lumineze cu lumina celor vii. Ia aminte, Iov, și ascultă-mă, taci și voi vorbi. Dacă ai ceva de spus, răspunde, vorbește, căci aș vrea să-ți dau dreptate. Dacă n-ai nimic de zis, ascultă-mă, taci și te voi învăța înțelepciunea.